Căsătorită la 16 ani cu împăratul Austriei, Elisabeta, supranumită Sisi, a fost o împărăteasă reticentă care se lupta cu viața regală și simpatiza cu luptele democratice ale poporului din noua ei națiune. Viața Elisabetei sună ca un roman romantic. O prințesă bavareză plină de viață captează inima împăratului austriac. Ei se căsătoresc și se întorc la palatul lui din Viena, unde se confruntă nu numai cu regulile înăbușitoare ale curții, ci și cu o soacră dominatoare. În timp ce temele generale pot suna ca ficțiune, ele au fost în mare măsură realitățile vieții Elisabetei. Luptându-se să se încadreze în viața de curte, ea s-a ciocnit cu arhiducesa Sophie, mătușa și soacra ei. Îndatoririle civice ale soțului ei au ținut cuplul separat, ceea ce a izolat și mai mult tânăra împărăteasă. Aceasta a apelat la mai multe interese și distracții pentru a-și umple orele. A citit, a scris poezie, a călătorit și a studiat cultura poporului ei, în special a Ungariei. Elisabeta a intrat în curtea austriacă pe măsură ce Prusia și Germania câștigau putere, iar monarhia habsburgică a căutat să mențină controlul asupra Austriei și Ungariei în fața opoziției populare. Nesigură de rolul ei într-o lume în care vechile certitudini erau răsturnate, împărăteasa s-a angajat într-o căutare pe tot parcursul vieții pentru un scop mai amplu în afara rolurilor atribuite în mod tradițional femeilor. Căutările ei i-au adus atât bucurie cât și tristețe, până când s-a încheiat cu un cuțit în anul 1898. Elisabeta a crescut în Bavaria, un regat catolic bogat care este acum cel mai mare stat din Germania. A fost al patrulea dintre cei 10 copii născuți de prințesa Ludovica, fiica regelui Maximilian I al Bavariei și soțul acesteia Maximilian Iosif de Bavaria. La momentul nașterii Elisabetei în anul 1837, Bavaria se redefinea pe măsură ce vecinii săi, Austria și Prusia, deveneau mai puternice. Supranumită Sisi încă de la o vârstă fragedă, Elisabeta a iubit natura și și-a petrecut verile în conacul confortabil pe malul lacului Stamberg la sud de München. Copilăria acesteia a fost neobișnuit de informală pentru acea vreme, potrivit statutului ei. Tatăl acesteia, ducele, era iubitor de muzică cu vederi deosebit de liberale care au fost transmise și copiilor săi. Pe măsură ce Sisi și surorile ei creșteau, gândurile mamei ei Ludovica s-au îndreptat spre căsătoria lor. Mătușa maternă a lui Sisi, Sophie, a fost căsătorită cu arhiducele Franz Karl. În anul 1848, fiul lor, necăsătorit Franz Josef, a devenit împărat austriac la vârsta de 18 ani. Părea a fi o captură promițătoare, iar Ludovica a pus ochii pe el. La doar 15 ani, Sisi era prea tânără pentru a fi considerată un potențial partener al împăratului, iar familia s-a concentrat pe sora ei mai mare, Elen, a cărei eleganță, evlavie și rezervă ar fi fost calitățile esențiale pentru consoarta unui împărat. În urma discuțiilor dintre mama ei și Sophie, Elen a fost invitată la reședința imperială de vară cu scopul de a-și asigura o logodnă în anul 1853. La început, numai Elen și Ludovica urmau să facă această călătorie, dar Sisi li s-a alăturat. Timidă și introvertită, Sisi nu a arătat niciun interes pentru romantism. Părea foarte mult o copilă încă îmbrăcată pur și simplu și purtând părul în două împletituri. Era atât de timidă încât avea probleme cu mâncarea în prezența austriecilor. La scurt timp după sosirea celor 3 femei, curtenii cu ochi de vultur nu au putut să nu observe cum atenția tânărului împărat era îndreptată nu asupra Elenei, ci asupra surorii ei mai mici. S-au făcut eforturi la acea vreme pentru a îndrepta prințului atenția către sora mai mare. Când a devenit clar că Franz Josef o preferă pe Sisi, mama și mătușa lui au decis să susțină acest meci. La 24 aprilie 1854, căsătoria dintre împăratul Franz Josef și Elisabeta de Bavaria a fost solemnizată la Viena, iar Sisi a devenit împărăteasa Austriei.
însă tânărul cuplu a avut puțin timp să se bucure de uniunea lor. Deși Franz Joseph a mărturisit că este foarte îndrăgostit de noua sa mireasă, responsabilitățile sale imperiale i-au lăsat puțin timp pentru aceasta. Cu 6 ani înainte, în anul 1848, Europa fusese zguduită de revoluții. Deși Austria a zdrobit cu brutalitate disidența în Ungaria, teritoriile lui Franz Joseph au fost din ce în ce mai afectate de probleme. Încheierea războiului din Crimea a crescut tensiunile cu Rusia, iar tensiunile creșteau în Balcani. La mai puțin de un an de la nuntă, când Elisabeta și-a născut prima fică, arhiducesa a insistat ca sugarul să fie numit după ea. De asemenea, ea s-a ocupat de îngrijirea sugarului, declarând că mama era prea mică pentru a o face singură. După nașterea celei de-a doua fiice a lui Sisi, Gisela, arhiducesa și-a afirmat din nou controlul, dar de această dată Sisi s-a opus cu vehemență. La 2 săptămâni după nașterea Giselei, ea și micuța Sophie au fost mutate în camerele lui Sisi la Habsburg. Victoria însă a fost de scurtă durată și urmată de o nefastă tragedie. În primăvara anului 1857, micuța Sophie a prins dezinterie în timpul unei călătorii cu părinții ei în Ungaria. Astfel, copilul de doar 2 ani a murit. Acesta a fost momentul în care Sisi a renunțat la responsabilitatea de a o mai crește pe Gisela și a încredințat-o soacrei ei. Renumită pentru frumusețea ei, Sisi dedica mult timp întreținerii acesteia. Înregistrările arată că petrecea 3 ore pe zi având grijă de părul ei lung. Când se îmbrăca, dura aproximativ o oră pentru a-și strânge talia de 19,5 inci. Pe măsură ce Sisi a îmbătrânit, a devenit paranoică în ceea ce privea ridurile. Chiar își înfășura felii de vițel crud în jurul feței când dormea. Ținea de asemenea o dietă meticuloasă, limitându-și sever aportul zilnic de alimente. Ținea regimuri stricte, făcea exerciții constând în ore de activitate, inclusiv drumeții, călărie și ridicare de greutăți. Fixarea ei pentru fitness a devenit o obsesie nesănătoasă, asemănătoare cu simptomele turburărilor de alimentație moderne. Bibliografii recente au atras de asemenea atenția asupra minții sale active și a dragostei pentru literatură și poezie, în special pentru operele poetului Heinrich Heine. Căutând un pretext pentru a scăpa de atmosfera înăbușitoare a Vienei, Sisi și-a căutat alinarea urmând sfatul medicilor și îndreptându-se spre insula portugheză Madeira, unde locuia într-o vilă cu vedere la Atlantic. Aici citea poezii, se plimba și se îmbăta cu lumea naturală din jur. Vizita ei a fost prima dintr-o serie de călătorii extinse în care a căutat să scape de nefericirea ei, absorbind cultura altor părți ale Europei. Nerăbdătoare să se reîntâlnească cu copiii, ea s-a întors încet spre Viena în anul 1861. De îndată ce și-a reluat viața acolo, tensiunile au izbucnit din nou cu arhiducesa Sophie. Astfel, Sisi a renunțat să participe la funcțiile publice și s-a plâns de afecțiuni fizice și nervoase. Încă o dată a fost sfătuită de medicii ei să caute clime mai calde, iar de această dată a ales insula mediteraneană Corfu. Un an mai târziu, în anul 1862, după o călătorie pentru a-și vedea familia în Bavaria, s-a reîntors la Viena. Cum a ajuns Sisi împărăteasa Ungariei? În urma unei revolte din anul 1848, Austria a suprimat privilegiile constituționale ale Ungariei. După ce a devenit împărăteasă, Sisi a devenit fascinată de cultura și politica maghiară, mai ales că stăpânea limba maghiară. Aceasta a simpatizat cu aristocrații maghiari rebeli și a devenit apropiată de strălucitul Gyula Andrássy, un patriot maghiar și fost rebel. Deși sprijinul ei pentru un bărbat pe care curtea vieneză îl vedea drept trădător, acțiunile Elisabetei au jucat un rol important în menținerea Ungariei în interiorul imperiului. După înfrângerea Austriei de către prusaci, în bătălia de la Königgrätz, în 1866, armatele prusace au înaintat spre Viena, iar Elisabeta s-a refugiat la Buda, actuala Budapesta, împreună cu copiii ei.
Încrederea manifestată de împărăteasă în căutarea protecției pe teritoriul maghiar a fost privit ca un gest de bunăvoință de mulți maghiari. La scurt timp după și datorită lobby-ului interes al lui Sisi, Andrassy a negociat cu Franz Joseph termeni care i-au acordat Ungariei propria constituție. Imperiul a fost reconfigurat ca două state suverane, Austria și Ungaria, cu regiuni și guverne separate, dar unite sub o singură coroană. La data de 8 iunie 1867, Franz Joseph și Elisabeta au fost încoronați ca monarhi constituționali ai Ungariei. Ca o demonstrație a bunăvoinței lor, poporul maghiar a făcut cadou cuplului castelul baroc Godolo de la marginea orașului Buda. Un an mai târziu, Sisi a născut în acest castel ultimul și cel mai îndrăgit copil, arhiducesa Maria Valerii. Elisabeta petrecea perioade lungi de timp în orașul Buda împreună cu copiii ei. Ani mai târziu, după ce Gisela s-a căsătorit și Rudolf și-a început pregătirea militară, Sisi a început o nouă rundă intensivă de călătorii, dar de această dată însoțită de Maria Valerii. În anul 1874, folosindu-și anonimatul, Sisi a pornit într-un turneu european cu fiica ei mai mică. Împărăteasa și soțul ei începuseră să trăiască deja vieți separate. Circulau zvonuri conform cărora Franz ar fi avut o amantă. O altă tragedie avea să lovească familia în anul 1889. Fiul și moștenitorul tronului, prințul moștenitor Rudolf, și Marie Vețera, iubita lui în vârstă de doar 17 ani, au fost găsiți morți într-o aparentă sinucidere dublă. Incidentul Meierling a devenit un scandal senzațional în toată Europa. Moartea moștenitorului lui Franz Joseph a scufundat imperiul într-o criză de succesiune, iar pe împărăteasă într-o depresie profundă din cauza pierderii fiului. După moartea lui Rudolf, Sisi a călătorit frenetic, refugiindu-se din nou în Corfu, unde și-a construit palatul de vară Achilleon. În toamna anului 1898, Sisi a vizitat Geneva, iar pe 10 septembrie a mers pe jos pe malul lacului pentru a lua feribotul către Mont-Rieu. La un moment dat a simțit o durere ascuțită la coaste, dar a continuat să meargă spre feribot. Fusese înjunghiată în piept cu un cuțit de casă. Odată ajunsă la bord, împărăteasa în vârstă de 60 de ani a leșinat din cauza pierderii de sânge și a murit în aceeași noapte. Ucigașul ei, un anarhist italian pe nume Luigi Lucchini, a spus în mărturisirea sa că el personal nu a avut nimic împotriva împărătesei, doar că dorea să omoare un sânge regal. Sisi își dorea să fie înmormântată pe malul Mării Mediterane, dar Franz Joseph i-a respins dorința și a pus-o în schimb în cripta capucinilor din Viena. Acolo poate fi găsită și astăzi în inima orașului pe care nu l-a iubit niciodată și care nu a înțeles-o niciodată.